Salutare, prieteni, și bine ați revenit la un altfel de vlog. Eu sunt... Hai! Poftim! Freza! Salutare, prieteni, și bine ați revenit la un altfel de vlog. Numele meu este... Mihai! Luminile! Salutare, prieteni, și bine ați revenit la un altfel de vlog. Numele meu este Mihai! Ce mai e, mă? Nimic! Salutare, numele meu este Mihai și bine ați revenit la un altfel de vlog. Pentru cei care nu știți, a venit toamna. Iar când spun că a venit toamna, mă refer la vreme de aia nasoală, cu frig, cu ploaie, cu vânt foarte puternic. Don't make unnecessary journeys. Don't take risks on treacherous roads. And don't swim in the sea. Incredibly, people have been spotted in the water here in Black Rock and Salt Hill both today and yesterday. După cum am spus, toamna este un anotimp foarte urât. Toamna este unul dintre anotimpuri. Cri, cri, cri. După cum v-am zis, toamna este unul dintre anotimpurile care mie nu-mi plac de nicio culoare. Și apropo, semnul la stop cred că a durut. Și ca să rămânem tot la ploaie, voi ce faceți când plouă? Mie, de exemplu, îmi place să număr bani. Sau să fac copii. Alții spun că e bine să dormi sau să scoți muzică. Ia priviți la tanti asta sau nenea asta. I'm gonna wash my car in the middle of a rainstorm. What the fuck? Efectiv, Katrina urmează să-și intre bine în rolul și omul spală mașina. Bă, bune! În continuare o să vedem doi oameni pe motor care încearcă să demonstreze celor din jurul său. Dar mai bine să vă las pe voi. Ideea e că omul din spate voia să se urce în față, să preia controlul motorului și s-a întâmplat ce ați văzut și voi. Bă, ce bine să vezi? Băi, 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 lasă așa! Poți să mai faci ceva? L-am spus. În continuare să vedem cum sunt tratate maimuțele de la o grădină zoologică din Thailanda. Mie unul îmi place. Luați-o pe asta. Dorel se ceartă cu nevasta. Nevasta hotărăște să plece. Dorel nu e de acord. Ce poate să se întâmple? Și o ia doar peste muie. Am chef să merg la sală. N-am mai fost de mult, dar că am nevoie de cineva care să mă ajute. Un specialist în domeniu. Știți pe cineva? Păi, mi-ați trimis un filmuleț care trebuie să recunosc mie îmi place foarte mult și din această cauză am ales să-l las aproape pe tot. Nu e chiar în întregime, însă, păi mie îmi place foarte mult! Oh,
Tot mai mulți oameni în Asia își fac asigurări de viață sau asigurări de sănătate și cum asiaticii sunt în mare lor majoritate mult mai săraci decât este europenii, aleg să profite cumva de asigurările astea și fac... Ești eu! Da, probabil și eu aș face la fel. Cu excepție. I-aș mai da și un ciocan în cap. Știți expresia un câine nu este pentru Crăciun, ci este pentru o viață? E bine, ia priviți de ce. Și apropo de câini, nu doar că sunt foarte puternici, dar sunt și foarte deștepți, și foarte loiali, și foarte curajoși. Și eu aș vrea un câine. Din categoria cu ce vă spălați pe cap? Cu oțet! Dar de ce? De mere! Urmează! Când te obicei apelați la stomatolog? Când avem dureri de stomac, ne simțim rău. Deci dacă pe domnișoară o doare în cur, ea merge la analog. Și pentru că toată țara e cumva în flăcări de la 1989 încoace, am ales ca ultimul filmuleț al acestei zile să fie în reflexia celor care prin majoritatea lor conduc România. Dragilor, nu uitați de concurs care se desfășoară până pe 29 septembrie, iar dacă nu știți despre ce concurs este vorba, o să vedeți probabil un filmuleț aici, sau aici, sau undeva aici, sau cel mai probabil aici. Dragilor, aici se încheie încă un episod din un alt fel de vlog. Eu am fost Mihai, iar dacă și voi urâți ceea ce se întâmplă acum în România, dați și voi un like acestui video, dați și voi un share cu prietenii voștri. Abonați-vă la canalul meu pentru că vreau să creștem. Mulțumesc frumos, bye bye, și cu voi a fost Mihai. Oh, tu-s morți! Mulțumesc frumos, bye bye, și cu voi a fost Mihai.